Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, ne aflăm din nou la emisiunea Ordinea de Zi, din nou suntem la o emisiune de dezbatere electorală, așa cum v-am anunțat. Televiziunea INSA TV s-a înscris în campania electorală pentru prezentarea candidaților și a ce doresc dumneavoastră să facă într-o eventuală într-un eventual mandat. Aveam trei invitații astăzi, din păcate doar doi au ajuns. Din partea Partidului Național Liberal, domnul Laurențiu Chivu, candidatul PNL la primăria Rovinari. Bună seara, bine ați venit! Sărămâinile și mulțumim pentru invitație! Domnul Silviu Sprânceană, candidatul UNPR la primăria Țicleni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumim pentru invitație și salutăm toți telespectatorii județului Gorj, dar în special ai orașului Țicleni. La sorți picase astăzi seară și Partidul Social Liber, Partidul Social Democrat. M-au anunțat acum o jumătate de oră că nu reușește nimeni dintre candidații dumneavoastră să ajungă la emisiune și ăsta e motivul pentru care nu vom realoca timpii de antena ai PSD-ului domnilor candidații de la UNPR și PNL, pentru că ar fi incorrect față de colegii dumnealor care ar pierde după aceea următorii care vin. Și atunci am luat legea 115, dragi telespectatori, și am să vă prezint din legea 115, care reglementează modul în care au loc alegerile, pentru a vă familiariza pe dumneavoastră cu ce se întâmplă cu ocazia alegerilor. Putem să începem, dragi colegi, cronometru, pentru că o să dau cuvântul domnului Laurențiu Chivu, candidatul PNL la primăria Rovinari. Da, ne spune regia să mai zăbovim puțin pentru a da drumul la cronometru și atunci am să încep eu să spun că alegerile din acest an sunt alegeri locale, sunt alegeri pentru primari, consilieri locali, pentru consilieri județeni. După cum știți, dragi telespectatori, președintele Consiliului Județean nu se mai alege individual acum, ci se alege după aceea dintre consilierii județeni de către consilierii județeni. Suntem gata să dăm drumul la cronometru. Haideți să-l vedem pe ecran. Domnule Chivu, aveți 4 minute la dispoziție să vă prezentați intențiile de candidat. Da, în primul rând am să vă spun că am creat o echipă de 22 de consilieri în care împreună cu ei am identificat mai multe probleme din orașul Rovinari. Cu siguranță în experiența mea de 11 ani de zile de când lucrez în administrația publică locală și de 2 mandate de viceprimar, am încercat să rezolv unele probleme atât cât fișa postului mi-a permis și bineînțeles și organigrama, având în vedere și nenumăratele întâlniri pe care le-am avut cu cetățenii în care mi-au spus foarte multe probleme. Iată, am spus acum punct și de la capăt, sunt pregătit să îndrept unele erori și să păstrez tot ce este mai bun și am să încep, bineînțeles, cu apa din orașul Rovinari, care, zic eu, este lucrul cel mai important, pentru că foarte mulți cetățeni mi-au sesizat acest aspect și cred că distribuția apei, aici mă refer la conducta de apă, trebuie schimbată de urgență, îmbunătățiri la bazinul de apă și mai ales la sistemul de filtrare. Tot la capitolul apă pot să vă spun că cetățenii din Vârț, în mod special Poiana, obligatoriu trebuie și acolo făcut investiție pentru a avea apă și canalizare. Am spus într-o postare a mea cerând primăriei orașului Rovinari să demareze de urgență tot ceea ce înseamnă demersuri la Consiliul Județean și la instituția prefectului, astfel încât localitatea Vârț să treacă de rural, să putem obține fonduri, dar cel mai important lucru, că se pot obține fonduri și pe POR și pe fonduri europene, cel mai important lucru este că se vor scădea taxele și impozitele. Dacă nu le vor trece rural, oamenii vor plăti ca la nivel de oraș. Deci, iată, sunt două lucruri distinctive pe care cetățenii ar vrea să le priceapă. Nu numai scutirea impozitului la orașul Rovinari pentru cei care au apartamente nerezidențiale, și aici mă refer
că s-au scutit în luna martie, în 28, cu 66%, doar pentru 10 apartamente. Deci cine a avut interesul să scutească impozitele doar pentru unele persoane, nu și pentru majoritatea oamenilor care locuiesc în localitatea Vârț, orașul Rovinari. Deci prin acest demers se obțin două lucruri. O dată că se vor obține bani și pe POR și pe fonduri europene și mai ales că se vor scuti taxele și impozitele la Vârț. Aici mă refer la Vârțul Vechi și la Poiana, pentru că cei de la Vârțul Nou, într-adevăr, au primit cei de la primăria Rovinari demersuri ca CO să poată să preia amplasamentul din Vârțul Nou, pentru că acolo nu putem face investiții deoarece terenul încă mai este al complexului energetic Oltenia. Lucrez în cadrul complexului și am avut destul de sau nenumărate întâlniri cu domnul director de la investiții în care au spus că au tot interesul să predea aceste amplasamente și mai ales clădirile, astfel încât cetățenii să poată să intre în posesie și mai ales administrația publică locală să poată să facă acolo o investiție pentru teren de fotbal, pentru o farmacie sau multe alte lucruri, mai ales la biserică, acolo unde problemele sunt destul de mari pentru că se infiltrează apa prin acoperiș și nu în ultimul rând zic că oamenii au nevoie și de o farmacie, de un punct de veterinar sau punct sanitar, pentru că sunt destul de în vârstă și nu mai pot să facă naveta sau să nu mai cheltuiască bani pe navetă. O întrebare scurtă și un răspuns scurt de 30 de secunde. Ați fost 8 ani viceprimar, de ce n-ați putut atunci să implementați ceea ce doriți acum să faceți? Este foarte simplu, atât timp cât nu ești ordonator de credite, nu poți să dispui de bani. Este foarte simplu, primarul a delegat aceste sarcini domnului Podaru Constantin, dumnealui a considerat că este mult mai important să facem intrarea în oraș sau să facem contract cu Garden Center să tăiem iarba decât să facem apa sau investiții la Vârț sau să scădem impozitele la oameni. Atât timp când nu ești ordonator principal de credite, nu poți să dispui. Fișa postului la mine spunea urbanism și alte lucruri pe care eu mi le-am îndeplinit. Am înțeles. Continuăm cu domnul Silviu Sprânceană, candidatul UNEPR la primăria Țicleni. Vom începe să dăm drumul la cronometru mai întâi. Silviu Sprânceană, v-am botezat? Nu, e foarte bine. Da. Zâmbeam un pic, mă gândeam cu cronometru, nu intrăm prelungiri. Nu intrăm prelungiri. Acolo pe crawl se pot vedea și ceea ce noi discutăm în această emisiune. Iată că deja n-ați început să vorbiți și apare deja ceea ce aveți de gând să spuneți, dragi telespectatori, asta pentru că, așa cum era normal, trebuie să oferim posibilitatea și persoanelor cu deficiențe de auz să poată ști ce se discută în această emisiune. Star cronometru regia. Vă rog. Da, bună seara încă o dată și vă mulțumim pentru invitație și vreau să vă spun că alături de echipa de consilieri pe care mi-am construit-o la nivelul organizației orașului Țicleni, respectiv UNEPR, consider că este o echipă competentă și am identificat de-a lungul celor 4 ani împreună cu consilierii și colegii mei de partid, dar și cu cetățenii din localitate, anumite probleme ale localității și am încercat să le prind pe programul meu de pe care vreau să mi-l pun în aplicare în următorii 4 ani în situația în care cetățenii localității îmi vor da mandatul de primar. Și o să încep așa cum mi-am propus. În primul rând îmi doresc ca la nivelul orașului Țicleni, datorită faptului că de la Revoluție încoace nu s-a mai construit nimic, să obțin un bloc ANL pe fonduri, așa pentru a construi un bloc pentru tinerii din localitate, pentru a-i menține în zonă, cu toate că este foarte greu pentru că locurile de muncă sunt așa cum sunt. Și de ce nu, pe perioada cât se construiește acest bloc, vor fi și câteva locuri de muncă. Achiziționarea unor utilaje pentru curățenia și dezăpezirea orașului, trebuie să trecem la alte standardele, pentru că o mașină de măturat automată și utilaje performante înlocuiesc cât de cât oamenii pe care îi folosim la lopată, ceea ce consider că nu mai este cazul la un oraș. Asocierea, un lucru foarte important, proprietarilor de păduri în vederea înființării unui ocol silvic privat. Mă refer acest ocol silvic privat, da, o să spun că există ocol silvic. Îmi doresc ca acest ocol silvic privat, de stat, cum va fi el, vreau să aibă un birou în localitate, în Țicleni, ca cetățeanul să știe când merge
toate serviciile forestiere pot fi efectuate în Țiclen și nu a se deplasa la Târgu Jiu, Cărbunești, Peșteana sau mai știu unde are contract cu pădurea. Pentru că se întâmpină foarte multe probleme în eliberarea documentelor, oamenii au probleme cu poliția, nu au documente la timp, toate cele. Introducerea unui serviciu de transport pe traseul Tunș, Centru, Țicleni, Gura Lumezii și Retur, în sprijinul al copiilor, al cetățenilor acestei localități, dar și al pensionarului. Să știe cetățeanul din cartierul Tunș că la ora 8:39 trece autobuzul, îl ia, îl duce în centru și face cumpărăturile și după 2 ore se poate întoarce cu acest microbus, pentru că nu toți cetățenii beneficiază de acest mijloc de transport. Nu au mașini. Reabilitarea tehnică a blocurilor din localitate. S-au perindat toți primarii prin Țicleni, le-au promis, dar niciun primar nu s-a ocupat și de aceste blocuri și nu sunt decât 5 blocuri în acest Credeți oraș. Credeți că dumneavoastră veți putea? Adică să nu fie doar o promisiune? Da, eu cred că voi putea, pentru că am 2 variante și din 2 variante una va trebui să reușească. Variantă pe care vreau să o păstrez pentru mine, dar dacă doriți o dau scrisă și va rămâne la dumneavoastră și îmi veți și da dreptate. Și după aceea, dacă veți câștiga, vin să văd dacă faceți blocuri. Da, chiar vă rog. Înființarea unei grădințe cu program prelungit pentru copiii locuitorilor din Țicleni. Sunt destule familii care au copii la grădință și care nu-și pot permite o bonă, nu au un bunic, nu au un părinte care să le aibă grijă de copil și atunci se poate înfixa o clasă de... Și v-am tăiat. Vă mulțumesc. Revenim. Acum o să rog regia să pregătească cronometrul pentru mine, pentru că, întrucât, așa cum spuneam, Partidul Social Democrat, deși a primit invitația, a solicitat, vreau și eu cronometrare ca să nu vorbesc mai mult decât trebuie. N-am să vorbesc deja în locul PSD-ului. Deja v-au trecut 2 minute. N-am să vorbesc în locul PSD-ului, ci am să dau informații de interes public apropo de alegeri. Citesc din legea 115. Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții. Ca să știe oamenii când merg la votare, oamenii de acolo ce au de făcut conform legii. Primesc de la primar listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare și listele electorale suplimentare și asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători. Iată, deci, alegătorii pot să vadă listele și să le verifice dacă vor. Primesc de la birourile electorale de circumscripție buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la secția respectivă, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea votat. Conduc operațiunile de votare și iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul acesteia. Iată cu cine trebuie să luați legătura și presa și toată lumea dacă are ceva de propus sau de făcut în secția de votare sau în împrejurimi. Numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscripțiile electorale pentru care s-a votat la secția respectivă în mod distinct pentru Consiliul Local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului București, nu e cazul la noi, pentru Consiliul Județean, respectiv pentru Consiliul General al municipiului, iar așa nu este cazul la noi. Rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate. Deci dacă cineva... Mă rog, aici interesant că tot ei rezolvă întâmpinările. Întocmesc și înaintează biroul electoral de circumscripție dosarele prevăzute la articolul 96. Mai e până la articolul 96. Predau cu proces verbal biroului electoral de circumscripție buletinele de vot întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării, asta după ce se termină votarea. Așa, mai am 1:45. Verifică prin mijloace electronice legalitatea exercitării dreptului de vot conform articolului 85, precum și corelațiile dintre procesele verbale de consemnare a rezultatelor votării prevăzute la articolul 94 alinia 3 conform procedurii stabilite prin hotărârea Biroului Electoral Central.
Mai am un minut și 22. Birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la articolul 27, precum și următoarele atribuții. Mai am un minut. Urmăresc aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în toate circumscripțiile electorale din cuprinsul județului respectiv al municipiului București, adică el este biroul electoral județean care coordonează activitatea tuturor birourilor locale și de circumscripție și secțiile de votare. Asigură aducerea la cunoștință celorlalte birouri electorale din județ, respectiv din municipiul București, a hotărârilor biroului electoral central și urmăresc modul de aplicare și respectare a acestora. Efectuează instruirea președinților birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din cuprinsul județului. De asemenea, realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pe baza comunicării primite de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală, respectiv de la... Mă taie regia. Așa, continuăm în timpii de antena IPSD-ului, așa că să reacordăm timp de antenă domnului Laurențiu Chiviu, candidat PNL la primăria Rovinari. Start cronometru, regia. Bun. O secundă că n-am dat drumul la cronometru. Ca să fie egalitate corectă, să ne grăbim regia să dăm drumul la cronometru, ca să nu mâncăm din timpul colegilor. Nu, de altă dată vă țin în publicitate, nu știu dacă vă convine. Poftiți. Da. Vreau să continui ideea că atunci când ești ordonator de credite și am avut această șansă 3 săptămâni de zile, că după aceea am fost schimbat, probabil că s-a dorit acest haos în orașul Rovinari ca să se creeze impresia că vom continua unele lucrări pe care de fapt trebuiau să fie continuate în această perioadă de 7 luni de zile, care nu s-a făcut absolut nimic, dar în fine depășim acest moment. Ca ordonator de credite în cele 3 săptămâni de zile am demonstrat că decizia mea a fost de a crea locuri de muncă, pentru că acesta este și sloganul meu. Am aprobat în prima ședință de Consiliu Local cele 20 de locuri de muncă, oameni angajați din orașul Rovinari, nu de la Garden Center din București, în care acești oameni să lucreze la apă, canal, salubritate, firmă subordonată direct Consiliului Local, să poată să întrețină orașul Rovinari la spații verzi aici, ce înseamnă plantare de flori, arbuști și tăiat iarbă. Tot în proiectul meu o să vedeți că am demarat scrisoare de intenție pentru împrejmuirea pieței cu termopan, astfel încât pe timpul iernii oamenii, cetățenii care vor veni la piață să mai cumpere produsele înghețate, iar cei care vând în piață să nu mai înghețe de frig sau să-și pună în pericol sănătatea. Acest proiect s-a abandonat, văd că nu s-a mai continuat. Tot în scrisoarea mea de intenție, dacă urmăriți pe site-ul primăriei și pe site-ul meu de socializare, am demarat și tot ceea ce înseamnă clubul vârstnicilor. Acolo trebuia obligatoriu modernizat ca oamenii aceia să aibă un grup sanitar și împrejmuirea cu termopan. Nu în ultimul rând era în proiect și ce înseamnă în piață, lângă piață, bazarul trebuie modernizat, pentru că acoperișul lasă de dorit și atunci când este cald se produce efectul de seră și este foarte cald, iar când plouă se infiltrează apa. Deci obligatoriu trebuie intervenită la bazar, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care vând produse și ar fi bine să păstrăm acest bazar, să-l modernizăm și în față cu termopan. Și să nu mai acceptăm ideea ca să vină fel și fel de firme gen Made in China să vândă produse mult mai ieftine și de proastă calitate, iar oamenii noștri din orașul Rovinari să nu mai poată să vândă produsele de calitate, așa zic eu, românești. Nu în ultimul rând, am demarat și o scrisoare de intenție pentru tot ce înseamnă pavajul de pe Bulevardul Minerilor, pentru că a arătat foarte deplorabil, și o alee care trebuia să facă legătura între Strada Plopilor și 22 decembrie. Deci, ia câte lucruri pe care se puteau face și s-au abandonat pentru că s-a dorit acest haos. Eu vă promit că atunci când o să fiu primar, așa cum am fost în cele 3 săptămâni de zile, o să continuăm prin sloganul Lege și locuri de muncă, în primul rând transparență în cheltuirea banului public și nu în ultimul rând să creăm locuri de muncă pentru a avea flori de sezon
cu femeia angajată din orașul Rovinar, pentru că avem două sere care stau în paragină lângă stația de apă și cu siguranță vom produce în regie proprie la un cost foarte mic și cu oameni, așa cum am spus, din orașul Rovinari. Nu în ultimul rând o să creăm mult mai multe locuri de muncă prin apă, canal, salubritate, astfel încât tot ceea ce înseamnă întreținere orașul Rovinari, vopsit, bănci, gard de joacă pentru copii, parcări, trasarea lungi de dinare și așa mai departe, tot ce înseamnă un orașul Rovinari să putem să ne autogospodărim, să nu mai plătim firme din București sau din alte părți pentru a rămâne banii practic în orașul Rovinari. Și cel mai important lucru, tot prin lege și locuri de muncă, vreau împreună cu Consiliul Local și Angrației Primăriei să achiziționăm teren astfel încât să punem la dispoziție investitorilor să creăm locuri de muncă. În funcție de numărul de locuri pe care se vor crea, vor avea taxele reduse sau cât mai mici pe o perioadă de un an până la 49 de ani. Mulțumesc! Închei, bineînțeles, până a vă spune că asigurăm chiar și utilitățile apă și canalizare. Timpul dumneavoastră s-a încheiat, cel puțin pentru bucata asta de emisiune. Mai aveți încă 2 timp de antenă, după câte știu, da? Cred că nu greșesc regia. Da. Domnul Silviu Sprâncean, candidatul pentru primăria Țiclen din partea UNEPR, da? Da. Aveți din nou timp de antenă, timp de 4 minute. Ne pregătim imediat să dăm drumul la cronometru. Poftiți! Continui cu extinderea rețelei de canalizare a orașului Țiclen la nivelul întregii localități și demersul pentru asigurarea funcționării acelei existente. Amenajarea unui, în continuare, unui loc de agrement și pescuit sportiv la cele 3 lacuri din zona Tunși, unde intenționez să amenajez niște locuri de agrement ca cetățenii localității să, în weekenduri să poată să facă un pescuit sportiv, să se întâlnească la un grătar, de ce nu un teren de fotbal acolo în zonă sau de tenis, pentru că există un teren al localității care poate fi folosit în sprijinul cetățenilor din localitate. Îmi doresc de asemenea dezvoltarea direcției de servicii publice și aici or să intre mai multe proiecte și în vederea creierii de locuri de muncă. De ce spun acest lucru? Îmi doresc ca fondurile primăriei, cheltuirea banului public să fie făcută transparent și pentru cetățenii acestei localități să fie investiți tot în localitate cu firma de servicii publice a localității și nu să aducem firme din altă parte, măcar acolo unde ne permite legea. Pentru că sunt și situații în care primești fonduri și va trebui să se țină licitații. Corect. Care nu depind sau de... sunt și operațiuni care sunt nu depind de... Dar în mare parte sunt lucrări care 70% din lucrări, banii bugetului localității poate fi cheltuit pentru localitate. Achiziționarea unui teren și asfaltarea, dalarea și asfaltarea străzii Libertății. Am identificat de foarte mulți ani, nimeni nu s-a îndurat să facă și nu este o investiție foarte mare. Este un grup de cetățeni acolo, de 20 de familii care în permanență au probleme cu inundațiile, cu dalarea acestor șanțuri și de ce nu o străduță pe care o au momentan pietruită. Deja am discutat cu proprietarul terenului, este dispus să îmi vândă acel teren, primăriei. Nu mie, primăriei. Și vă vedeți deja primar după câteva timp. Da, și în continuare să demarăm această investiție. Obținerea de fonduri și achiziționarea de utilaje agricole în cadrul Direcției de Servicii Publice în vederea executării lucrărilor agricole la nivelul localității. S-ar crea 2-3 locuri de muncă ca cetățeanul care nu are posibilitatea să aibă un utilaj agricol și să-și facă la timp lucrările, să apeleze la această direcție, la acest serviciu, pe contracost, bineînțeles, dar nu la niște prețuri exorbitante, să-și facă lucrările agricole. Pentru că se trăiește foarte bine și din agricultură, dar noi cei tineri ne-am lăsat mai la urmă cu agricultura, ceea ce cred că trebuie să ne îndreptăm și spre agricultură. Studierea posibilității de înființare, tot în cadrul direcției, a serviciului de salubritate și reducerea taxei de salubritate. 4-5 locuri de muncă cu achiziționarea unei mașini de gunoi. De ce să nu fie a localității Țiclen și acei oameni să fie angajați ai acestei direcții? Faci contract direct cu
groapa de gunoi sau cine, unde se duce în prezent gunoiul, nicio problemă, dar nu mai plătești și alți angajați printr-o altă firmă. Și consider că reducându-se mai mult birocrația, va scădea și prețul la gunoi. Mai mult, vom colecta gunoiul nu o dată pe săptămână, și zilnic sau cel puțin de 2-3 ori pe săptămână. 3 secunde mai aveți. Construcția unei toalete publice în zona centrală a localității și înființarea de pubele subterane, pentru că este foarte multă mizerie. Da. Nu știu dacă este foarte multă mizerie în Țicleni. Acum este rândul meu, star cronometru pentru legislație. Reamintesc faptul că PSD nu a trimis pe nimeni. Am comunicat cu reprezentanții partidului și au spus că în ultima clipă nu au reușit să trimită candidatul care trebuia să ajungă. Ne-au comunicat asta oficial, motiv pentru care vom ocupa timpul de antenă al PSD cu informații utile legate de alegeri. De exemplu, articolul 75. Nu spune acolo că PSD-ul trebuie să pierdă alegerile, nu spune, nu? Deci legea 115 spune la articolul 75, vorbim deja de ziua votării, că este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne înainte de închiderea votării. Articolul 76. Candidații și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate, beneficiază de drept la replică. Deci dacă nu e curățenie, dacă e curățenie în Țiclen, s-ar putea să aveți un drept la replică. Da, oricând. Candidații și partidele politice sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri, ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informații inexacte, beneficiază de dreptul la rectificare. Radiodifuzorii, adică noi, televiziunile și radiourile, au următoarele obligații privind dreptul la replică și rectificare: să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris. Iată de ce nu vă las eu să faceți acuzații neacoperite, ca să nu ne dați de lucru. În situația în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării. Să comunice, deci radiodifuzării, să comunice solicitantului în termenele prevăzute la litera A, telefonic și sau în scris, decizia luată. În cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului și Consiliului Național al Audiovizualului, șeful nostru. Să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării. În situația în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării, cu toate că cu 48 de ore înainte nu se mai face campanie electorală. Iată, în preziua votării este permisă acordarea dreptului la replică, dacă e vorba de ultima emisiune în care s-a întâmplat asta. Cele anterioare nu beneficiază de acest termen de preziua alegerii. Da, mai am 56 de secunde. Ce bine e cu cronometru, dragi telespectatori. Să difuzeze în cazul în care Consiliul Național al Audiovizualului dă câștig de cauză solicitantului replica sau rectificarea în termenul și în condițiile comunicate radiodifuzorului. Altă regulă. În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie. 19 secunde mai am. Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor, ceea ce facem și noi, bineînțeles, destinate campaniei electorale în condițiile stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului. Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie ținute la dispoziția CNA 30 de zile după
terminarea alegerilor și acum timpul meu s-a terminat, mai precis al PSD-ului. Această lege e pentru toate partidele politice, nu? Pentru toate. Am înțeles. Și pentru radiodifuzori. Știam. Haideți să dăm start cronometru la al treilea timp pentru domnul Laurențiu Chivu, candidatul PNL la primăria Rovinari. Bun, să continuăm cu ceea ce trebuie să facă un primar în orașul său și să spunem pentru cei care nu cunosc că primarul este reprezentantul OATA. Pentru cei care nu cunosc ce înseamnă OATA, este Unitatea Administrativ-Teritorială, adică a orașului Rovinari în speță, cazul nostru, ca să lămurim o problemă, că am văzut că unii nu cunosc ce înseamnă OATA. Nu OATA, UTA. Unitatea Administrativ-Teritorială a orașului. Exact, da. În primul rând, că la motru înseamnă altceva. Cele mai importante lucruri pe care le-am identificat împreună cu cei 22 de consilieri locali aleși din toate zonele orașului Rovinari, din diferite domenii de activitate, astfel încât să avem reprezentanți de la spital, de la minerit, din învățământ, economiști, ingineri, juriști, electricieni, mașiniști, muncitori, orice om care, întreprinzător, om de afaceri și așa mai departe, orice om care poate să vină cu idei și cu propuneri pentru cetățenii orașului Rovinari care să fie în slujba cetățeanilor, pentru că echipa mea de 22 este o echipă nouă în care dorim o reformă în orașul Rovinari, că vrem să arătăm și să demonstrăm că noi suntem cei care vom veni cu o echipă care dorește o schimbare, atât în Consiliul Local cât și în administrația publică locală, deși de ce nu la apă, canal sau locuitate, așa cum spunea și colegul meu, să reducem cheltuielile pentru la apă și la gunoi, la factură cu alte cuvinte, astfel încât să nu mai plătim foarte multă birocrație și să plătim performanța. Colegul dumneavoastră de platou sau ați făcut colegul o alianță platou, electorală? Nu cumva? Există niciun nu, fel. Dumnealui și... are programul. Dumnealui, eu l-am între UNPR și PNL nu există nicio alianță, da? Nu există niciodată. Ca să lămurim între spectatori. Nici la Rovinal și nici în județul Gorj. Bun, așa, să continuăm. Da. Din cele 44 de puncte pe care le-am identificat, vom continua cu tot ceea ce înseamnă școala, din școlile din orașul Rovinari, la liceu vom continua investițiile astfel încât copiii sau elevii care învață să putem veni în sprijinul lor, să nu mai facă naveta la Târgu Jiu, să plătească transport sau, eu știu, cămin sau gazdă, să venim cu diverse profile, astfel încât mate fizică și calculatoare sau ce se cere acum, pentru că liceul nostru fiind unul industrial minier, s-a schimbat denumirea în Colegiul Gheorghe Tătărescu, astfel încât să avem la capitolul acesta mult mai multe mult mai mulți copii din orașul Rovinari să nu mai facă naveta la Târgu Jiu. Tot la școlile din orașul Rovinari vom continua la școala 3 cu tot ceea ce înseamnă mobilier școlar, pentru că am finalizat baza sportivă. La școala 1 se va finaliza cu siguranță baza sportivă până pe 15 septembrie, astfel încât copiii să poată să facă sport atunci când timpul nu permite, când este ploaie sau este frig, și mai ales târgul de iarnă în decembrie să poate să se desfășoare în condiții foarte, foarte bune. În ultimul rând, fiind foarte aproape depozitul de cărbune, vom avea discuții cu domnul director de la Complexul de Coltenia, pentru că aici lucrez și este normal să găsim soluții pentru a reduce taxele și impozitele. Am să propun Consiliul Local cu condiția ca domnii director și în mod special domnul director să mute depozitul de cărbune. Deci vom găsi înțelegere astfel încât cetățenii din orașul Rovinari și copiii care învață la școala numărul 1 să nu mai aibă depozituri la mai puțin de 300 de metri de bloc sau de școală. 30 deci, de secunde mai aveți? Cu siguranță este un obiectiv care aduce beneficii și orașului Rovinari, pentru că nu mai inhalează suspensiile de praf, și CO, că vom reduce taxele și impozite să nu mai plătească foarte mulți bani către UATA Rovinari. Știți și unde poate fi? Cu siguranță se lucrează acum în carieră pentru ceea ce înseamnă platformă și nu în ultimul rând, că aici vorbim de două depozite de cărbune, unul pentru Roșia și unul pentru Pinoasa. Bun. Am încadrat în cele 4 minute. Da. Al treilea timp de antenă pentru domnul Silviu Sprâncean, candidatul UNPR la primăria Țicleni. Poftiți, dar o secundă să dăm drumul la cronometru. Poftiți. Da, în continuare mai am un proiect care îl consider foarte important, punerea la dispoziția investitorilor de terenuri, și mă refer la orașul Țicleni. Avem terenuri pe care se poate construi o hală industrială, cel puțin, și închirierea pe sume modice, pe perioadă îndelungată, în vederea creierii de
locuri de muncă, ca un investitor să vină să investească și aici putem identifica mai multe variante, orice, o fabricuță de cablaje, de nu știu ce să spun, de burdufuri de planetar, ansamble, subansamble, orice ceea ce poate fi benefic pentru localitate și a crea câteva locuri de muncă. Pentru că altfel nu putem identifica, nu vine nimeni să ne pună în față, domnule, asta e întreprinderea, băgați cetățenii localității aici să lucreze. Nu, nu va mai fi așa, din păcate este destul de greu. Reducerea taxei la cantină. Avem o cantină care a fost modernizată și vreau să vă spun că pe parcursul celor 4 ani m-am opus vehement și nu am aprobat niciodată. Astăzi zâmbiți pentru că știți, ați mai participat la cum s-a construit și ați mai participat la anumite ședințe. Da, și datorită faptului că este construită din banul cetățeanului, să poată beneficia cetățeanul la o sumă care să îi permită și nu la... Chiar am participat la o ședință în care se stabilea taxa și au fost multe discuții. Multe discuții, de 2-3 ori până la urmă nu s-a aprobat. Într-un final s-a făcut presiune asupra unor oameni, anumitor firme, interese, care au interesul să fie cantina mult mai mare prețul ca să se deplaseze cetățeanul și la alte firme și din păcate s-a aprobat totuși taxa care a ajuns la 20 și ceva de milioane, da. Deci cred vorbim era... de o taxă pentru evenimente. Pentru un eveniment, nunți, pentru o nuntă, da, un botez la mormântare. N-am început cu pomenile cum e. Și este un leu, nu, acolo este un leu. Da, amenajarea și punerea la dispoziția crescătorilor de animale a izlazului comunal care a fost lăsat de izbeliște. Pentru că este al localității, mai sunt crescători de animale și de ce să nu beneficieze de acest lucru, atât din cât și primăria beneficiază de la APIA de acele fonduri și să le investesc să-l pui în slujba cetățeanului. Înființarea unei piețe agroalimentare și a unui târg săptămânal. Alocarea de fonduri pentru bisericile ortodoxe din localitate în mod egal, dar și a celorlalte culte. Ce culte mai aveți? Avem, ziceți, adventiștii, pendicostali, da, nu Baptiști, știu nicio exact. Au biserici? Da, au bisericile lor, una din nefericire a luat foc și consider că fac parte din localitate și pot fi și dumnealor ajutați. Ca și la Rabinar, de altfel. Da. Am mai avut o solicitare din partea cetățenilor să amenajăm niște drumuri laterale pentru utilajele agricole, pentru că în permanență sunt amendați de poliție. Executarea unui canal de preluare a apelor pluviale în zona Tunj, Beju, Câmpul cel Mic, în zona cartierului Tunj. Cetățenii sunt inundați și au fost de fiecare dată probleme în zonă, au solicitat acest lucru. Proiectarea și amenajarea drumului Țiclen-Stârpoaia. Cred că nu este o investiție majoră, în primă fază măcar pietruit și amenajat și ulterior obținerea de fonduri și asfaltare dacă deschiderea ștrandului din localitate. Din nefericire în cei 4 ani a fost deschis de 2 ori, dar s-a închis de fiecare dată, cele două firme ne-au țăpit. Nu faceți acuzații nefondate, vi s-a terminat și timpul, așa că e rândul meu. E rândul meu și am să continui cu informații din legea alegerilor autorităților publice locale. Este timpul de antenă al PSD. Ei ne-au anunțat și spun din nou asta ca să audă și cei care nu au fost poate de la început în fața televizorului. Este timpul de antenă al PSD. Star cronometru regia pentru timpul de antenă al PSD în care am să vorbesc eu. Da, merge într-adevăr, n-am observat, scuze. Și ce am să vorbesc? Am să aduc informații utile telespectatorilor legate de desfășurarea alegerilor de data asta. Fiecare secție de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne și ștampile de vot care se asigură de către primari. Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care își desfășoară activitatea președintele biroului electoral al secției de votare și membrii acestuia. Președintele biroului electoral al secției de votare împreună cu membrii acestuia trebuie să fie prezent. Trebuie să fie prezent la sediul secției de votare în ajunul zilei alegerilor la ora 18
președintele fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare. Președintele biroului electoral al secției de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală, atenție, dragi candidați, da? De orice tip și de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare. Îndepărtarea acestor materiale se solicită de președintele biroului electoral al secției de votare și se duce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari în cel mult 2 ore de la comunicare. Președintele dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot. Comercializarea, atenție, dragi agenți economici, comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare este interzisă. Atenție și domnilor și doamnelor care mergeți la vot. Mai avem timp, 1:56, în ziua alegerilor, la ora 6, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Mai avem ceva timp. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele este obligat să asigure aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea, adică din pachete. Articolul 83. Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. În acest scop, puterile lui se întind și în afara localului secției de votare până la o distanță de 500 de metri. La desfășurarea operațiunilor de votare pot asista observatori străini și observatori interni acreditați în acest scop. Pot fi acreditați ca observatori interni reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului și sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organizații nu pot fi membri ai vreunui partid politic. Acreditarea observatorilor interni poate fi contestată la biroul electoral central. Și mai avem o jumătate de minut. În afara membrilor biroului electoral al secției de votare, operatorilor de calculator ai biroului electoral al secției de votare, candidaților, persoanelor acreditate potrivit legii, precum și reprezentanții mass mediei, români și străini, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. Și timpul meu s-a terminat, mai precis al PSD-ului. Suntem în ultimele 4 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragi telespectatori. Avem și câte un spot electoral al celor doi candidați. Dragi colegi din regie, vă rog să vă pregătiți cu cele două spoturi, mă anunțați când pot fi difuzate și începem, de fapt, în ultimele 30 de secunde ale fiecărui candidat prezentăm... Deci vreți să ne mâncați tot din timpul nostru. Așa e legea, din timpul dumneavoastră. Nu te lăsați nimic. Poftim? Spuneți, regia. La fiecare în parte, începem cu domnul Laurențiu Chivu, start cronometru. Bun, o să mă încadrez în cele 4 minute, de fapt în 3 minute și 50 de secunde. Nu, 3 minute și 30. 30 de secunde, ok, am înțeles. Din cele 44 de puncte pe care le-am, o să vă spun că la grădinițele din orașul Rovinar cu siguranță vom continua investiția la mobilier și la îmbunătățirea în toate grădinițele, astfel încât și în afara lor să avem corpuri de joacă pentru cei mici, să facă mai multe activități în aer liber. La capitolul Clubul CSJ-ul Rovinar Sport vom continua, dar bineînțeles după o legislație care să ne permită să putem vira bani din Consiliul Local legal. La capitolul învățământ, toate școlile și grădinițele, toate școlile din orașul Rovinar, școala 1, școala 3 și liceu, să avem table ecologice astfel încât moderne, să nu mai mergem cu creta și cu scrisul, cu buretele, să ștergem, să inhalăm praf de cretă. Cu siguranță la spital și la ambulatoriu vom continua investițiile pentru un act medical mai bun, zic eu, și în mod special pentru acreditarea spitalului. Vom avea la apă canal salubritate o grilă de sterilizare așa cum ar trebui, corespunzătoare pentru fiecare după performanțe. În oraș se va continua cu tot ceea ce înseamnă anveloparea blocurilor, pentru că este o promisiune și o obligație noastră să avem costuri cât mai mici la întreținere cu gaze și cu energie pe timp de vară, astfel încât acei bani oamenii să-i folosească în alte părți. Se va
va fi o promisiune a mea pentru ceea ce înseamnă curățarea subsolului, pentru că avem exemplu la Turceni, primarul de acolo a putut să facă toate subsolurile cu curățenie. Avem exemplu la acoperișul blocurilor, că s-au făcut 47 de blocuri în altă localitate. Deci, iată, se poate și vom promite că se vor realiza și în orașul Rovinari. Cu siguranță vom continua lucrările, pentru că sunt în derulare proiectări pentru care trebuie să le continuăm. Și aici mă refer la ceea ce înseamnă canalul Prundurel pentru dalarea lui, și aici să venim cu unele mici modificări la proiectant, să putem reduce costurile, pentru că sunt unele foarte mari. Vom continua cu proiectarea de pe platou Casei de Cultură într-o altă formă, care se reduce și acolo cheltuielile, pentru că și acolo sunt destul de mari și trebuie să venim cu o proiectare mult mai frumoasă și mult mai economicoasă pentru buget. Nu în ultimul rând, Casa de Cultură într-un proiect de european, să putem avea, să ne putem bucura și noi cetățenii și mai ales sindicatele, pentru că și sindicatele sunt tot din oameni din orașul Rovinari care lucrează în minerit, să ne putem bucura de ea, pentru că arată într-o stare de degradare foarte mare, vizibil. Vom avea, bineînțeles, în zona blocului L1, C1, G3, un proiect în care și acolo a trebuit să discutăm problema, pentru că acea clădire nu trebuie demolată. Din contră, o să vin cu propunere în Consiliul Local să facem un after school pentru cei care într-adevăr au serviciu și vin foarte târziu, iar acei copii trebuie să-și facă temele în condiții optime. Și bineînțeles, tot ceea ce înseamnă continuarea lucrărilor la înfrumusețare pentru parcul central modernizat, pentru că trebuie să avem și acolo piste de role, de bicicletă sau de skateboard și așa mai departe, să avem un complex de joacă pentru cei mici, destul de mare, zic eu, în care să se adreseze de la vârsta de 2 ani până poate chiar la 12-14 ani. Mai aveți 20 de secunde. 20 secunde, o să mă încadrez astfel încât, da, nu în ultimul rând, centura orașului, care trebuie să fie cel de-al doilea sens, să putem trece prin depozitul de cărbune, pentru că se va muta și vom face legătura cu cealaltă localitate, și nu în ultimul rând, trecerea la calea ferată, pentru că trebuie să reparăm, să terminăm lucrarea din intrarea în orașului. Mulțumesc tare mult! Rog regia să dăm drumul la spotul electoral al domnului Laurențiu Chivu. Sunt Laurențiu Chivu, candidatul PNL la funcția de primar al orașului Rovinari. Sunt inginer de profesie, lucrez în cadrul CEO, locuiesc aici împreună cu familia mea de la înființarea orașului, respir același aer și beau aceeași apă ca și dumneavoastră. Am 11 ani vechime în administrație, dintre care 8 ani ca viceprimar al acestui oraș, cunosc problemele primăriei și ale dumneavoastră. Viitorul începe azi, haideți să-l construim împreună! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Iată-ne din nou în direct, domnul Silviu Sprâncean, mai aveți 4 minute, din care 30 de secunde va fi spotul dumneavoastră electoral. Da. Să pornim cronometru, regia. Poftiți. Mai am în vedere rezolvarea situației terenurilor proprietarilor din zona Băii Țicleni, unde mai mulți proprietari de vile sunt proprietarii acelor apartamente, garsoniere, dar de fapt nu sunt proprietarii terenurilor de sub construcții, ceea ce mi se pare un lucru absurd. Și în cei 8 ani primarii noștri nu au reușit să, conform legii, să se vândă terenurile pentru a putea intra oamenii în posesia acestora, să fie în legalitate. Mai am în vedere executarea de urgență a șanțurilor dalate și amenajarea de spații verzi pe domeniul public de-a lungul străzii Petroliștilor. Asta mă refer la nivelul întregii localități, un proiect mai măricel, dar se poate realiza în cei 4 ani de mandat. Așa cum mă cunosc cetățenii, sunt un tip ambițios și vreau să spun că în primii 2 ani
din cele 24 de proiecte pe care mi le-am propus, bineînțeles că vor mai apărea și altele pe parcurs. În primii 2 ani vreau să am 10 deja realizate și la celelalte să se lucreze. Îmi propun de asemenea investiții și respectarea legii pentru toți locuitorii din localitate, inclusiv pentru toate firmele. Când mă refer la investiții, cum am mai spus, și respectarea legii, dar și cheltuirea transparentă a banului public, nu în favoarea unora și altora nu. Da? Prin licitații, prin tot ceea ce spune legea, iar acolo unde am spus că se poate, 70% din investiții pot fi făcute cu cetățenii din localitate, cu firma localității. Mai am în vedere televizarea tuturor ședințelor de Consiliu, ca cetățenii dumneavoastră ați mai participa la anumite ședințe de Consiliu Local, să poată vedea exact ceea ce votează și propune fiecare consilier al acestei localități. Și nu în ultimul rând, am în vedere redarea terenurilor proprietarilor, pentru că în Țiclenii a fost și există o firmă, au început să se mai închidă din obiective și fostul primar care a fost a dat titlurile de proprietate aiurea, a încurcat cetățenii. Haideți să nu acuzăm pentru că nu putem proba. N-am dat nume și nu, dar nu putem proba. Trebuiesc rezolvate aceste probleme ale cetățenilor. Ce să vă spun, sunt multe de discutat, nu se pot expune toate în 16 minute. Dumneavoastră să vă întâlniți, bănuiesc, cu alegătorii. Mă întâlnesc mereu cu alegătorii și alegătorii sunt... V-au cerut lucruri, v-ați notat sunt pe agenda? Tot ceea ce am aici și ce am pe agenda sunt lucruri, proiecte discutate cu cetățenii din zonele respective și unii sunt mulțumiți, alții sunt iritați de anumite investiții, pentru că se fac așa haotic cum se fac și nu se fac de calitate. Iar acuzați. Iar acuz, dar acesta este adevărul. Nu. Vă invit în zonă să vă prezentăm câteva. Bine. Fără să le aprobăm. Am înțeles. Să le aprobați, așa că timpul dumneavoastră l-ați ocupat. Mă opresc și să vedem spotul dumneavoastră. Vom discuta electoral pe viitor. Sunt Silviu Sprânceană, candidat UNPR la funcția de primar al orașului Țiclei. Dacă îmi veți acorda încrederea și voi deveni primarul acestui oraș, îmi voi pune experiența și priceperea la dispoziția dumneavoastră. Vreau ca Țicleniul să devină un oraș european, iar bugetul să fie cheltuit cu maximă transparență în interesul cetățeanului. Decizia va aparține. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Suntem la final de emisiune, dragi telespectatori. Din păcate, ultimele minute care le mai puteam aloca PSD-ului le-am mâncat, pentru că PSD-ul nu este aici și ne-a anunțat că nu poate să participe candidatul pe care îl aveau în vedere și asta s-a întâmplat pe ultima sută de metri. N-am să mai fac serviciul ăsta de a acorda cele 4 minute ultimele ale PSD-ului pentru că ieșim depășind timpul de emisie. Nu e asta o problemă pentru că este permis conform legii să depășim timpul de emisie cu 15 minute, dar nu este cazul. Se pare că am vorbit eu și pe timpul lor de emisie și despre altele, nu mai citesc din lege. Dragi telespectatori, au fost alături de mine astăzi la emisiunea electorală domnul Laurențiu Chivu, candidatul PNL la primăria Rovinar. Mulțumim pentru prezență. Și vă mulțumesc și ajutăm pe oameni să meargă la vot. La vot. Domnul Silviu Sprânceană, candidatul UNPR la primăria Țiclen. Mulțumim pentru prezență.
Vă mulțumesc de invitație. Sperăm că cetățenii orașului Țicleni vor fi receptivi la toate proiectele propuse și vor vota în cunoștință, vota de, cunoștință cauză. De cauză să dezvoltăm localitatea noastră la nivel după european. După cum spuneam, Partidul Social Democrat nu a trimis de data asta, îi așteptăm în următoarele spații de emisie alocate. Mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere! La revedere! La revedere!